Salut, dragii mei iubitori de povești. Sunt Aur Balaur. Bine ați venit la Povești pentru copii cu Aur Balaur. Dacă vă place să citim împreună, nu uitați să vă abonați. Astăzi aș vrea să transmit un salut special pentru doi copii minunați. Ei se numesc Laura și David. Vă mulțumesc, dragii mei. Tare, îmi pare bine că vă plac poveștile pe care le citim împreună. Povestea pe care o citim astăzi se numește Lama Lama în pijama, o poveste scrisă de Anna Dudney. E noapte și timpul ca Lama Lama să meargă la culcare. Mama Lama își sărută puiuțul, stinge lumina și pleacă. Dar este totul bine acum? Nu, cel puțin așa crede puiuțul Lama. Dacă aveți această carte acasă, mergeți și o luați și haideți să citim împreună. Lama Lama în pijama de Anna Dudney Lama Lama în pijama citea povești cu mama sa. Mama îl pupă pe botic. Mama Lama pleacă un pic. Lama Lama în pijama, singur, fără mama sa. Ar vrea apă, e însetat. Mama are de spălat. Lama, lama în pijama strigă după mama sa. Mama zice, stai nițel. Puiuși cântă un cântecel. Lama, lama în pijama, unde, unde mama mea? Dar nici urmă nu-i de mama, se frământă puiul lama. Lama, lama în pijama plânge după mama sa. Acum sună telefonul. Puiul lamă crește tonul. Lama-Lama în pijama o ascultă pe mama sa. Ce tot face mama Lama? Plânge tare puiul Lama. Lama-Lama în pijama urlă după mama sa. Puiul s-a rebosunflat, țopăie și țipă în pat. Lama-Lama în pijama în beznă, fără mama sa mic, pitit și speriat. Dacă mama a plecat! Lama, lama în pijama, urle după mama sa. Unde e? Chiar a plecat? Mami, vino imediat! Ce scandal, puiule lama! Are treabă, mama lama! Ce atât atâmbăleu? Fii pui bun și nu pui rău! Chiar nu știi, puiule lama! Cât te adoră, mama lamă! Mama, e mereu cu tine, chiar și când nu vezi tu bine! Lama lama în pijama e pupat de mama sa, cuibărit adânc, alene. Puiul lamă doarme în perne. Ce bine că puiuțul lama a adormit liniștit într-un final! Mama este întotdeauna alături, chiar dacă câteodată nu o vezi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și, dacă este timpul să mergeți la culcare, vă doresc o noapte liniștită și vise frumoase.